Bună dimineața! Putem începe? Domnilor și domnilor, astăzi vrem să vă comunicăm că am înregistrat proiectul de lege privind exercitarea profesiei de psiholog. Acest proiect este o noutate pentru Republica Moldova și este așteptat de mai mult timp atât de comunitatea psihologilor, cât și de persoanele care au nevoie de servicii de asistență psihologică. Conținutul proiectului a fost elaborat în cadrul unui proces amplu de consultări și discuții la care au participat psihologi din sectorul public și privat, reprezentanții comunității academice și societății civile. Le mulțumesc tuturor pentru atitudine etică și profesionistă în acest proces. În mod deosebit, vreau să menționez efortul doamnelor Daniela Sâmboteanu și a Virginiei Rusnac, care au participat în calitate de experți la procesul tehnic de redactare a legii, dar și organizației UN Women Moldova pentru sprijinul acordat pe tot parcursul elaborării proiectului. Reglementarea profesiei de psiholog este dictată de mai multe necesități. Una din ele este foarte acută și se referă la necesitatea descrierii condițiilor legale pentru exercitarea activității psihologilor din sectorul public și privat, care să fie desfășurat în baza standardelor de calitate. O altă necesitate este importanța de a oferi mai multă siguranță și încredere beneficiarilor de asistență psihologică. Astfel, prin proiect, reglementăm principiile, condițiile organizatorice și formele de exercitare a profesiei, cerințele față de persoana care exercită profesia de psiholog, drepturile și obligațiile acesteia, drepturile beneficiarilor de asistență psihologică, activitatea psihologului cu drept de liberă practică, dar și înființarea, modul de organizare și funcționarea Colegiului Național al Psihologilor din Republica Moldova. Stimați colegi, prieteni, asta este doar prima etapă. Urmează un proces complex de adoptare a legii în Parlament. Apoi o etapă la fel de importantă și responsabilă, care constă în implementarea prevederilor legale. Și aici vom avea nevoie de suportul tuturor. Eu sunt încrezătoare că muncind împreună cu acești determinare, vom reuși să finalizăm cu succes procesul pe care astăzi îl inițiem. În continuare, cu mare plăcere, ofer cuvântul doamnelor Daniela Sâmboteanu, Virginiei Rusnac și Nighina Azizov, reprezentantă UN Women Moldova. După cum a menționat doamna deputat Leleana Grosu, legea vine să reglementeze activitatea psihologilor în Republica Moldova, iar o noutate cu care vine legea este reglementarea anume a activității psihologului cu drept de liberă practică și obținerea acestui atestat de liberă practică. Este un răspuns la acele nevoi care le vedem în societate. Cultura psihologică în societatea noastră a crescut semnificativ în ultimii ani, anume prin solicitarea serviciilor psihologice. De asemenea, avem o comunitate destul de largă de psihologi care se specializează în diverse domenii și sunt pregătiți pentru a oferi aceste servicii de psihologie, servicii de psihoterapie beneficiarilor. Respectiv, este absolut necesar ca să fie reglementat cum va fi obținut atestatul de liberă practică conform specializărilor care la fel sunt reglementate prin lege. În cadrul legii sunt de asemenea prevăzute și acele precondiții care presupun și suspendarea de încetare a dreptului de liberă practică pentru a respecta un mod etic de a aborda beneficiarii serviciilor psihologice și psihoterapeutice și a respecta principiile confidențialității.
Legea, de asemenea, presupune mai multe forme de organizare a activităților psihologilor cu drept de liberă practică și, respectiv, aceste forme de organizare sunt cabinetul individual, cabinetul asociat și societatea profesională. De asemenea, legea presupune care sunt atribuțiile Colegiului Național al Psihologilor din Republica Moldova în ceea ce privește reglementarea activității acestor forme de organizare a psihologilor de liberă practică. Un lucru care este important de menționat este că legea reglementează de asemenea cartografierea tuturor psihologilor care activează în Republica Moldova, fie că aceștia sunt încadrați în sistemul public, fie că sunt încadrați în sistemul privat, cel cu, în formă instituțională de lucru sau în, ca și psihologi de liberă practică. Respectiv, această cartografiere se va reflecta într-un registru unic al psihologilor care va fi ținut, se propune să fie ținut de către Colegiul Național al Psihologilor din Republica Moldova. Fondarea Colegiului Național al Psihologilor din Republica Moldova se propune a fi un proces participativ pentru care se propune să se aloce un timp suficient astfel încât comunitatea psihologilor din Republica Moldova să se poată mobiliza și să poată delega reprezentanții comunității în diverse comisii, diverse grupuri de lucru, astfel încât să fie o creare participativă a Colegiului Național, care urmează, la rândul său, să reglementeze codul etic, să reglementeze multe alte acte sectoriale care să asigure modul etic și modul corect de funcționare a psihologilor în Republica Moldova. Mulțumesc enorm doamnei deputate Liliana Grosu pentru susținerea acestui proces și foarte mult sper că vom avea deschiderea domnilor și doamnelor deputate în aprobarea cât mai curând a acestui proiect de lege. Desigur, legea despre exercitarea profesiei de psiholog se referă și la psihologii din sectorul public. Este o lege așteptată, este o lege care va aduce multă claritate în ceea ce ține accederea în profesie, creșterea în profesie. Este o lege care va permite să realizăm posibilitatea de trecere dintr-un sector în altul, obținând și menținând acel background și acel bagaj de cunoștințe acumulat oriunde s-ar afla specialistul. Totodată, această lege va permite modalitatea de exercitare în paralelă și a posibilității de a profesiei, a posibilității de exercitare de liberă practică. Este o cohortă de peste 1000 de persoane care activează în acest sector și, desigur, reglementările respective ne vor permite să demonstrăm mai multă încredere beneficiarilor în serviciile pe care le prestăm, dar, pe de altă parte, va permite, desigur, mai mult confort în exercitarea nemijlocită a legii pentru cei care sunt psihologi. Este deosebit de important să avem această comunicare și posibilitate de trecere și de menținere a competențelor pe care le putem demonstra atât într-un sector public cât și într-un sector privat. Totodată va permite în acest mod comunicarea tuturor eforturilor ca să prestăm, să avem un serviciu sigur, un serviciu
serviciu profesionist care va demonstra multă încredere în comunitatea Republicii Moldova. Avem siguranța că necesitatea unei astfel de legi va crea sensibilitate în rândul celor care urmează să voteze acest act legislativ care va aduce acea siguranță despre care am vorbit în rândul populației. Bună ziua tuturor! UN Women, la fel, este foarte onorat să participe la această conferință de presă, dar totodată să transmită un mesaj de mulțumire doamnei deputate Liliana Grosu pentru că a preluat această inițiativă importantă de a dezvolta un proiect de lege atât de necesar pentru Republica Moldova. Aș vrea să menționez că acest suport a fost, desigur, oferit și de către Guvernul Suediei și în acest context mulțumim foarte mult pentru acest lucru. Inclusiv proiectul de lege care este astăzi înregistrat în Parlamentul Republicii Moldova este o parte componentă a pledoriilor UN Women pentru a preveni și combate violența împotriva fetelor și femeilor și de a promova egalitatea de gen. Și în acest context aș vrea să menționez că chiar dacă este o lege destul de complexă, este o lege care va pune temeliile pentru o activitate psihologică în Republica Moldova bazată pe etică, pe profesionalism și integritate. Această lege inclusiv va asigura ca serviciile pentru femeile și fetele supraviețuitoare a violenței să fie mai calitative, bazate pe necesitățile acestora și în context va contribui la prevenirea și eliminarea violenței împotriva fetelor și femeilor. Dorim succes în continuare procesului de aprobare a legii. Cunoaștem că va fi un proces complex, dar precum au menționat colegile mele, dar și doamna deputată, noi toți mizăm pe suportul dumneavoastră, atât a societății civile, cât și a mediului academic, dar și a Guvernului și Parlamentului, pentru ca această lege să devină una funcțională. Mersi mult! Vă mulțumesc, stimate doamne, pentru faptul că sunteți astăzi aici și pentru faptul că ați participat la acest proces. Nu era să reușim de unul singur. Le mulțumesc tuturor care au fost prezenți la consultările publice din cadrul Parlamentului, care au venit cu contribuția lor la redactarea și elaborarea proiectului. Urmează o perioadă complicată, cu multe provocări, dar eu sunt sigură că noi vom reuși. De data aceasta, Republica Moldova va avea o lege a psihologului. La revedere!